Bună, dragilor, sunt în Franța, la Lyon, unde am venit pentru 3 zile și în seara asta voi merge la meciul România-Albania. Nu sunt mare microbistă, dar am venit împreună cu soțul meu, care și-a dorit foarte mult să vadă măcar unul din meciurile României la acest campionat european. Stați liniștite, filmul de astăzi nu este despre fotbal sau despre campionatul european, este despre cum să ne facem bagajele pentru 3 zile. De fiecare dată când plec în vacanțe și în special în vacanțe mici, am această problemă în a-mi alege hainele pe care să le iau cu mine, astfel încât să se potrivească foarte bine între ele, să-mi fie ușor să nu-mi alcătuiesc ținute și să nu îmi umplu bagajul cu lucruri care nu sunt utile. Pentru că am venit doar pentru 3 zile, am ales să venim doar cu bagaj de mână, ceea ce mi-a făcut alegerea și mai dificilă, pentru că a trebuit să-mi aleg lucruri care se încapă într-o valiză mică. Bun, haideți să vedem ce am ales și cum le voi purta, cum le voi combina. Bineînțeles, nu puteam să plec fără pijama și aici nu o să comentăm mai mult utilitatea ei. Știu că în România acum sunt 33-36 de grade, dar aici vremea este mult mai răcoroasă, sunt aproximativ 20 de grade, de asta am ales niște haine puțin mai groase și vedeți că și eu sunt îmbrăcată în blugi. Am ales două plovere, unul negru, simplu, și unul roșu, gen jachetă cu nasturi în față. În partea de jos am blugii pe care le-am avut pe mine în avion și am mai ales o fustă. În mod normal aș fi ales o fustă colorată pentru că sunt în vacanță, dar având în vedere că vremea e destul de răcoroasă, am preferat să aleg o fustă ceva mai groasă și dintr-un material care să nu se șifoneze în bagaj și care să reziste foarte bine. Am luat două tricouri albe simple care merg combinate cu oricare dintre celelalte lucruri alese. Și două cămăși, una galbenă pe care o voi purta de seară la meci, probabil că peste un tricou alb, și una de blugi. Îmi place foarte, foarte mult cum arată fusta neagră combinată cu cămașa de blugi și cu tricou alb. Ce ziceți? O să fie o ținută drăguță, nu? Bun, pe lângă balerinii pe care i-am avut în picioare, am mai luat cu mine o pereche de tenis. Pentru că de multe ori mi se întâmplă atunci când merg mult și mă plimb, fie să mă bată încălțările, fie să fac bășici și atunci e mai bine să am încă o pereche de încălțări de rezervă. De lângă toate lucrurile astea, am mai luat câteva accesorii care să mă ajute. Vor fi geanta asta, neagră, simplă, pe care pot să o port peste umăr atunci când merg la plimbare. Și o eșarfă care să îmi țină fie de cald, fie să o pot accesoriza. Fără de frumos la fiecare ținută, pentru că suntem în Franța și fără eșarfe nu se poate. Pentru că acum plouă destul de mult, mi-am luat și o pelerină de ploaie. Am auzit că pe stadion vom avea voie cu umbrele, așa că în cazul în care plouă, am această pelerină de ploaie. Am mai luat o bluză albă simplă, asta e mai mult extra, în caz că, nu știu, se murdăresc tricourile sau că nu știu cum să le potrivesc, totdeauna o bluză albă simplă nu strică. Și, bineînțeles, cosmetice. De fiecare dată prefer să aleg cosmetice în variante mini, dacă am posibilitatea. Și completez cu diverse mostre pe care le găsesc de obicei reviste sau pe care le primesc la evenimente. Nu puteam să plec fără trusa de machiaj, dar am simplificat cât de mult am putut și am luat doar lucrurile absolut necesare. Un deodorant de corp, un colier, o pereche de cercei și, bineînțeles, produse cosmetice, șampon, gel de duș, pastă de dinți și periuță. Pe avion am purtat blugii aceștia și geaca, pentru că sunt cele mai voluminoase haine pe care le am și prefer să le port în avion ca să nu ocupe spațiu în valiză sau să nu cântărească foarte mult în bagaj. Și am mai avut această geantă mare și încăpătoare în care mi-am pus actele și tableta pentru citit. Pe lângă asta am mai pus, bineînțeles,
lenjerie intimă, șosete și cam și încărcătorul de telefon, bineînțeles. Și cam ăsta a fost bagajul meu pentru excursia asta. Ce nu am pus cu mine, nu am luat cu mine absolut niciun accesoriu de aranjat părul, de asta vedeți că sunt așa ciulită și ușor zgârlită, dar poate data viitoare o să am mai mult loc în bagaj. Sper că filmulețul ăsta vă va fi util pentru data viitoare când vă faceți bagajul pentru o vacanță scurtă și până atunci, hai România!